Motocicleta este aproape de final echipată, mai am foarte puține lucruri, printre care o chingă spate. Așa cum spuneam, la lansarea modelului anul trecut, când am avut oportunitatea să am luat de mână un hard enduro, poziția de care este concepută din secțiunea aceasta este una mult mai în față, din punctul meu de vedere, decât ar trebui. E foarte dificil să prinzi de aici motocicleta, indiferent cât de mare și solid ai fi, și să o muți în fiecare zi în traseu. E nevoie de ceva puțin mai în spate, ceva care să tragă practic doar spatele motocicletei. Nu să o ridicăm de la mijloc și să o mutăm. E bine, kinch spate. Toată lumea le utilizează, nu e nimic nou din punctul acesta de vedere. Ce utilizez eu? Pentru că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat de unde am, unde găsiți și cât costă. Sunt la pachet de două bucăți, originale Catern, și sunt concepute pentru total altceva decât utilizarea la care eu le expun. În pachet găsim două bucăți, sunt practic adaptoarele la kingile de fixat motocicleta pentru transport. Nu sunt kingi de tras de spate motocicleta. Eu le folosesc pentru că au o durată de viață extrem de mare. Pot să zic că pentru totdeauna. Nu le-am stricat niciodată. Singurul lucru care e mai negativ la ele este faptul că după un timp se decolorează. Și cu 80-100 de lei, doi băieți își pot face la motocicletă kingă spate. Dacă doriți, cu un singur buget de 83 de lei, cât au fost aceste variante, faceți și spate și față. Luăm una bucată kingă spate și pentru că la modelul 2024 este, de fapt, e imposibil să prinzi de undeva din lateral kinga, deoarece complet sistemul fixării și este schimbat, voi agăța această kingă din partea de jos. Partea unde era fixată inițial suportul care ținea stopul. Utilizăm un șurub de 6 și un paten care îl fixăm foarte bine peste șurub. Iar după ce vedeți și lampa aceasta, probabil știți unde lucrurile vor merge. Încălzim șurubul foarte, foarte bine, după care facem o gaură simplă în această kingă. Fixarea este una foarte, foarte ușoară, doar așezăm poziția în care vrem să stea kinga, strângem șuruburile, care oricum le găseam aici la fixarea suportului și stopului. Strângem frumos, fără să exagerăm foarte tare și cam așa arată rezultatul final. O kingă care personal mie îmi place foarte mult, este foarte rezistentă, nu zgârie la mână, nu te doare mâna de la ea și nu sare sau nu face gălăgie pe plastic la coborâre.